Luni, 10 octombrie, în jurul orei 16, din comuna Schitu Golești, sat Lotur, s-a efectuat un apel către numărul de urgență 112 pentru a se anunța că la o locuință arde un fânar. La fața locului s-au deplasat două echipaje dotate cu apă și spumă de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung, o ambulanță Smurd și un echipaj al poliției rurale. Se pare că din primele cercetări, vecinii spun că incendiul ar fi pornit de la coșul de fum al casei. E plecat bărbatul trăinătate, când au auzit săracul că a muncit, a pus termopane alea, când o vedea că mi-a luat și foc acolo, dai seama. Ce supărație! Câți copii sunt? Păi, e vreo 3-4 în pacia. Are două fete, fetele mari. Cea și doi un nepoțel mai mic. Dar nepoțelul a fost pe drum. N-a putut să fie, zică că a făcut el ceva, era pe drum. Cele două mașini ale pompierilor de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, s-au luptat mai bine de o oră cu flăcările, intervenind prompt pentru a evita ca focul să se extindă și să provoace și alte pagube. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost anunțat de izbucnirea unui incendiu în comuna Schitu Golești, sat Loturi. La sosirea pompierilor la locul intervenției s-a constatat că arde pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați anexă și acoperiș casă și aproximativ 2 tone fân. Se poate și de la ce a izbucnit incendiul? Cercetăm și încă nu am definitiva. Urmează ca autoritățile să stabilească cauzele exacte ale producerii incendiului, care a lăsat pagube destul de însemnate.